Exact un an înainte de alegeri, președintele brazilian Jair Bolsonaro este tot mai puternic contestat. Mii de oameni au ieșit pe străzile mai multor orașe importante din Brazilia pentru a-și arăta nemulțumirea față de modul în care a fost gestionată pandemia, dar și față de probleme precum șomajul și prețurile tot mai mari. În Rio de Janeiro, mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a cere demisia președintelui Jair Bolsonaro. Ei sunt nemulțumiți de modul în care pandemia a fost gestionată, dar și de degradarea generală a calității vieții. În Brazilia, aproape 14 milioane de oameni sunt șomeri în condițiile în care prețurile de alimente și carburanți au crescut. Pela pésima politică de administração da pandemia, né, cu mais de 500.000 de vidas brasileiras mortas, negacionismo, a falta de trabalho, desemprego, alta dos preços, tudo isso é resultado de uma gestão de alguém que não tem a menor condição para a presidência. Protestatarii au scandat afară cu Bolsonaro sau Bolsonaro trebuie să plece, iar la mitinguri au luat parte mai multe sindicate, precum și opozanții politici ai lui Bolsonaro. Nu e ora de disputas pequenas, e ora de termos grandeza, e ora de pensarmos no Brasil. E ora de livrarmos o Bolsonaro, o país! Autoritățile nu au oferit cifre oficiale, însă potrivit organizatorilor protestelor, oamenii ar fi ieșit în stradă în aproape 200 de orașe, printre acestea capitala Brasilia, Porto Alegre, Recife sau São Paulo. Deși înainte de pandemie Jair Bolsonaro avea un grad relativ ridicat de popularitate, în ultimii aproape 2 ani acesta a fost tot mai criticat pentru faptul că a dezinformat populația cu privire la pericolul reprezentat de coronavirus și că a împiedicat aplicarea de măsuri sanitare. La aceste probleme s-au adunat mai multe acuzații de corupție care l-au adus la cel mai scăzut nivel al popularității de până acum. Potrivit celor mai recente sondaje, aproximativ 53% dintre brazilieni îl consideră nepotrivit pentru funcția de președinte.